La fața locului au ajuns în cel mai scurt timp pompierii voluntari din comună, dar și pompierii militari din cadrul detașamentului Botoșani, cu trei autospeciale cu apă și spumă, dar și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani. La sosirea forțelor de intervenție, ardeau mucnic bunurile din două camere, existând pericolul de propagare a flăcărilor la întreaga locuință. Întrucât existau informații că proprietarea nu a reușit să iasă din casă, pompierii au început căutările concomitent cu acțiunea de stingere. Din nefericire, aceasta a fost găsită decedată într-una dintre camere. Cel mai probabil, incendiul a fost generat de un coș de fum neprotejat termic față de materialele combustibile.